Evităm da. Să fierboasele frumos, până da. Cade după oase carne. Nu, și până când măduva se lasă în urmă. Boabe de piper să fierb. Boabe de piper și sare. Se aruncă boabe de piper la fiert. Tu pui sare dintr-un început? Deci nu pot să cred că vorbim despre un pic de sare. Mâncare. Se pune un pic de hrean, da? Se aruncă o rădăcină de hrean și o lingură de miere și se fierbe, se fierb oasele de vită cu patru boabe de scuză-mă că, spar tradiția, dar eu în oala minune fac chestia asta pentru că vreau să o fierb sub presiune. Să-i spună i sar capacele. Eu fierb în curte la foc liniștit și în timp ce fierb la foc liniștit dau un vin alb aburin din oală. Și stau lângă foc și îmi vârf. Fantastic, asta cu vinul am prins-o și eu, dar credeam că e cu ala sub presiune obligatoriu. Dar mai bine... O, la presiune nu simt mir, vreau să simt mirosul vaselor, da, se pierd, da, 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 da. Și busuie acolo și foi de dafe, două foi de dafe, să nu uităm. Și o mână de boabe de piper, pentru că alea oricum le scoți, nu le mestecă țăranul din mână. Scot grăsimea, boabele, da, da, scot grăsimea, da, da, scot grăsimea, da, da, și se face. Asta e. Când ajungem acasă, de-abia aștept să părăsesc Viena. Și Moldova, din da, da, pentru că e plictisitoare, la urmă. Nu, comandă. Da. Bite.